Facebook. For the contest and for interesting updates that happen. Radio Europa FM. M-a lămurit Andra la final cum e cu... Era la alți doi, da, păi stăteam și ne-am întrebat și noi, zic, cum împart ei birea la dar doi? Dar ce înseamnă să împarți birea la doi? Știi, la... făceam analiză pe text. La alți doi decât noi, a zis. Cătălin nu mă întreba că... Să-l întrebăm pe Cornel, că el e om cu experiență, artist. Da, da, a venit Andra și ne-a zis la final, ne-a dat cu melodia în cap, ca să spun așa. Da, că te gândeai la altceva. Mă rog, complicat. Te poți gândi la multe, dar foarte bună colaborarea, de altfel, dacă nu mă înșel eu, prin 2014 au împărțit ei piesa la doi, ca să zic așa. Dar între timp Cornel cântă cu multă lume. A avut și cu Lidia Bube. A, da, 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 da. Piesa asta e una deosebită și da. Andra la fel. Bun, începe bine. Rațiunea zilei. Cum se înveștire? Se împarte factura aproape, la 2, la 2. Hai să vă povestesc că s-a plafonat curentul. Până să ne povestești tu, și... să știi că ne-a scris o ascultătoare pe WhatsApp, da. Și te-a rugat să abordezi și subiecte mai vesele la România în direct. Ne-am mai datoria și vesel decât la România decât... în direct? Da, 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 da. Păi ce poate să fie mai vesel decât faptul că jumate din conaționalii noștri cred ce te miri? Adică nu vi se pare vesel? Da, eu mi-am făcut datoria și ți-am tras. O să facem un concurs de glume. Asta e țara, doamnă, dar facem și noi ce putem. Uite, faci mâine despre faptul că a revenit căldura în Timișoara. Așa am auzit la știri că de mâine se rezolvă problema. Un subiect vesel. Să știi că le dă și guvernul niște ajutoare autorităților locale, dar hai că vă povestesc, da, acum. Da, imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, Parlamentul a votat legea prin care se plafonează prețurile la curent electric și la gaze. Plafonarea se va petrece între 1 noiembrie și 31 martie anul viitor, vreme de 5 luni. Mai mult decât atât, este vorba de o soluție combinată. Se și plafonează prețul, dar pentru anumite categorii de consumatori, cum s-ar exprima autoritățile noastre. Deci pentru o parte din oameni se dă și subvenție. Asta merită un pic explicată. Deci, prețul la curent electric nu va fi mai mare de un leu pe kilowatt. Pentru că erau șanse să plece în sus, da? Și atunci guvernul a venit și a spus așa, curentul electric nu puteți să-l vindeți cu mai mult de un leu. Asta e limita, s-a stabilit până pe 31 martie, după aia mai discutăm. E, dar chiar și la prețul acesta ar fi fost destul de mult pentru unii oameni care sunt într-o situație mai complicată. Categoria cu banii. Categoria vulnerabilă, da, cum se spune. E, categoria asta vulnerabilă, să știi că include câteva milioane de persoane, adică nu, luat cu totul, cu tot cu familie. Și s-au făcut niște categorii de consum în situația asta și ele zic așa, domnule, pentru cine are un consum de până la 300 de kW pe lună, deci până la 300 de kW pe lună, primește și o subvenție care e cam 0,29 de lei pe kW. Cam așa o să fie în situația asta. 29 de bănuți. Deci cine are până la 300 de kW pe lună, fiți atenți că e foarte interesant că în sfârșit statul român a fost un stat deștept. Eu pot să-l felicit în situația asta. Au lăsat o marjă de 10%, nene, pentru că știți de ce? Că era cu 300 și 301. Cine consuma 301 kW era săracul prins acolo și plătea suma aia la altă mai mare. Uh-huh. Și acum a lăsat un 10%. Și a zis, bă, dacă te încadrezi la 300, știu eu, 30 de kW până acolo, până dacă ai un 315-316, intri tot în categoria aia de preț. Să uită ei pe factură și deci, stabilesc așa. Atenție, chiar dacă sunt plafonate prețurile, asta nu înseamnă că putem dormi cu lumina aprinsă, că nu trebuie să depășim totuși un... Plătești plafon, plătești ce este, plătești la prețul de pe plafon, uh-huh, dar dacă vrei să primești și subvenția de la atunci stat... Atunci trebuie să te încadrezi. În... Trebuie să te încadrezi și trebuie să fim o țărucă responsabilă, adică te duci și te uiți în permanent, în permanență la contoarul ăla și vezi cum și cât scrie acolo, adică să te încadrezi în ce am spus aici. Oricum, informațiile sunt și pe Europa FM, sunt calcule făcute de colegii noștri, să vă uitați peste tot, pentru că sunt multe complicate care sunt greu de povestit la radio în momentul acesta. La gaz, tot pentru clienți, prețul final al gazelor nu poate fi mai mare de 0,37 de lei pe kilowatt, indiferent de consum, preț final cu toate taxele incluse. Da? Deci asta este 0,37. Dar
clienții casnici cu un consum de până la 1100 de metri cub de gaz, ăsta cred că e anual, da, vor primi și o compensație din prețul gazului marfă. Mă rog, aici sunt mai multe paliere. Gazul marfă reprezintă doar o parte din preț. Compensația asta e de 33%, da? Deci, o treime, să zicem că o treime dintr-o jumătate de preț se compensează dacă nu sari cu consumul. Adică ești atent, asta vreau să zic. Tot responsabili trebuie să fim, da? Tot responsabili trebuie să fim. Statul face aici un efort și e corect să fie așa pentru că sunt o grămadă de probleme pe piața mondială. De asemenea, încă un lucru. Mi se pare cel mai important dintre toate. Ajutoarele astea, oameni buni, sunt date și întreprinderilor mici și mijlocii, unor profesii liberale și unor antreprenori din România și ei nu vor mai plăti decât prețul energiei, urmând ca toate taxele, TVA-ul și alte impozite care erau trecute acolo în factură, că sunt certificate verzi și toate de treaba asta, să fie suportat de stat. Da? Deci, încă o dată, prețul, doar prețul energiei se plătește, restul, taxele sunt suportate de stat. Nu aveți de făcut nimic, să știți, facturile vor veni gata calculate, cu tot cu subvenții, cu plafonări, deci pur și simplu vă vine factura cu cât aveți de plătit dumneavoastră în această chestiune. Banii vor fi plătiți direct de la bugetul de stat către companiile furnizoare. Este o decizie bună. Nu e România singura țară din Europa care a luat o astfel de decizie, însă salutăm într-adevăr luarea acestor măsuri. Ea poate să nu fie perfectă, oamenii care sunt specialiști ne vor explica care sunt chestiunile astea, dar în mare așa e și eu mă bucur că e o decizie nuanțată cu diverse paliere care poate ajuta cât mai multă lume. Cătălin, îți mulțumim, te așteptăm mâine la România în direct cu un subiect vesel, da? Da, mulțumesc!